La finalul lui 2018, noi am avut un podcast despre dividendele suplimentare pe care urmau să le plătească companiile de stat. Și cu ocazia lui am publicat și un prim set de estimări privind dividendele pe care aceleași companii ar putea să le plătească anul acesta. Astăzi revenim cu mai multe informații pe această temă, cu estimări pentru toate companiile plătitoare de dividende din indicele BED și de asemenea cu estimări actualizate pentru companiile de stat, pentru că în ultima lună au apărut niște informații noi care ne-au modificat calculele. Și voi explica puțin câte puțin toate cifrele din tabelele următoare și cum am ajuns la aceste dividende și randamente ale dividendelor, care par spectaculoase chiar și pentru ceea ce ne-au obișnuit să acorde în ultimii ani companiile de stat. După cum știm, când spunem companii de stat, în acest material ne vom referi la cele companii care au statul acționar majoritar. Deci Electrica este scoasă din aceste calcule. Companiile de stat în ultimii 2 ani au fost nevoite să distribuie cel puțin 90% din profitul anual sub formă de dividende. La un moment dat, guvernul a publicat un memorandum în 2017 în acest sens, care impunea această rată foarte ridicată de distribuție. Și de asemenea, în fiecare din ultimii 2 ani, statul le-a solicitat și dividende suplimentare din rezultatul reportat și sau alte rezerve. Cam pe aceeași factori se bazează și estimările noastre. Respectiv, am presupus că și în 2018 și în 2019 companiile vor distribui 90% din profitul pe anul trecut și de asemenea vor distribui din alte rezerve. În acest sens, distribuția din alte rezerve, există un paragraf în ordonanța de urgență dată înainte de Crăciun, care spune că aceste companii vor trebui să distribuie 35% din sumele găsite în bilanț în alte rezerve, în limita disponibilităților de cash și investiții pe termen scurt. Așa că am pornit din nou de la rezultatele lor la 9 luni, cele mai recente rezultate financiare disponibile. Și am făcut niște estimări privind profitul pe întreg anul 2018 și dividendul care ar putea fi plătit. De menționat că prevederile de fiscalitate privind aceste companii din ordonanța de urgență nu afectează profiturile pe 2018, pentru că ele intră în vigoare abia de anul acesta. Și mă refer aici la plafonarea prețului la gaze sau impozitarea cifrei de afaceri. Deci profitul pe anul trecut deocamdată scapă de aceste noi prevederi, însă distribuția sa va fi afectată. Pentru companii precum Compet sau Transelectrica, care au primit ușoare majorări de tarife reglementate începând cu jumătatea anului trecut, am estimat o ușoară creștere a profitului față de ceea ce s-a văzut la 9 luni. Pentru Transgaz, care din păcate a primit o nouă tăiere de tarife reglementate cu începere de la 1 octombrie, am estimat o scădere de profit. Pentru Nuclear Electrica, care s-a bucurat de o creștere a prețurilor pe piața de energie electrică, din nou o ușoară creștere de profit. Iar pentru Romgaz, unde tendința pozitivă pe venituri a fost contracarată în primele 9 luni de o creștere a cheltuielilor și a condus la un profit în ușoară scădere, am estimat că lucrurile vor evolua în limita a ceea ce am văzut la planul, în tendința a ceea ce am văzut la planul 1. Deci, pe baza acestor considerente, am făcut estimarea de profit pentru întreg anul, din care am presupus că aceste companii vor distribui, cum ziceam, cel puțin 90%. În ceea ce privește alte rezerve, trei dintre ele dețin sume destul de importante, mai ales Transgaz, iată, în bilanțul de la 9 luni. Prin urmare, am presupus că, potrivit ordonanței de urgență, vor distribui 35% din
din această sumă, rezultând astfel un plus la dividendul estimat. În cazul Nuclear Electrica și Romgaz, sunt sume importante deținute în rezultatul reportat, în rezerve din reevaluare, dar nu am regăsit în bilanțul lor acest câmp, alte rezerve, pentru a-l include în estimarea noastră. Cel puțin nu potrivit rezultatelor publicate la 9 luni. De urmărit dacă la 12 luni se va schimba ceva în acest sens. Ok, deci am făcut aceste estimări de dividend. Sunt estimări brute, deci înainte de impozitul de 5% care se reține la sursă la dividende. Și am calculat cât ar reprezenta ele ca randament din prețul de referință de astăzi. Și așa cum spuneam, sumele sunt semnificative, chiar și pentru un grup de companii care în ultimii ani ne-au obișnuit cu randamente din două cifre sau măcar peste 7%. Îndeosebi la Compet, care nici măcar nu a plătit dividend suplimentar la finalul lui decembrie, rămâne de văzut dacă chiar va fi atins un randament de genul acesta. Este doar o estimare. În niciun caz aceste calcule nu includ o recomandare de a cumpăra aceste companii. Dar și noi suntem curioși dacă într-adevăr vor fi respectate aceste reglementări care ne conduc spre niște sume teoretice atât de ridicate. Lărgind un pic imaginea la nivelul întregului indice BET, am făcut estimări și pentru companiile din alte sectoare, pentru bănci, Petrom, companii din sectorul financiar și companiile care s-au listat mai recent și nu au plătit până acum niciodată dividende. De exemplu, pentru companiile unde am văzut o tendință clară spre finalul anului trecut, din nou am făcut ajustări la nivelul profitului anual. De exemplu, pentru Petrom, care s-a confruntat cu o scădere semnificativă a prețului petrolului în trimestrul al patrulea, am estimat o ușoară încetinire a profitului net față de ce am văzut la 9 luni. Apoi, pentru că Petrom este una dintre principalele dețineri pentru fondul proprietatea și Petrom a fost reevaluat de piață la finalul anului trecut, probabil că vom vedea un impact și asupra profitului FP la nivelul întregului an. În schimb, pentru companii cum ar fi Purcari, să zicem, care au declarat un efect de sezonalitate puternic în a doua jumătate a anului, am estimat ușoare creșteri de profit, un ritm mai puternic de creștere a profitului în trimestrul al patrulea față de primele 9 luni. Deci astfel am ajuns la cifrele pentru profit estimat. Pentru disponibilul net de numerar, pentru disponibilul net, de fapt, am inclus numerarul la 9 luni, deci cash-ul deținut de companii. Pentru companiile de stat am mai inclus și investiții pe termen scurt, active financiare pe termen scurt, care sunt vizate de această ordonanță de urgență și care, până la urmă, sunt de asemenea niște active foarte lichide, ușor de lichidizat, de transformat în cash. Deci acesta, practic, este disponibilul din care companiile ar putea plăti dividende anul acesta. Sigur, ținând cont și de faptul că vor avea un necesar de cash și pentru operațiunile curente. În ceea ce privește rata de distribuție a profitului sub formă de dividende, sigur, cel mai ușor este de făcut un calcul pentru companiile de stat, căci avem acest procent minim de 90%. Pentru celelalte companii ne-am uitat la cât au distribuit în plan istoric în ultimii ani și am încercat să ne apropiem de media aceea. De exemplu, Electrica în ultimii ani a distribuit cam 70% din profit, Banca Transilvania cam 50% din profit sub formă de dividend cash. Atenție, nu am făcut deocamdată o estimare privind posibila distribuție de acțiuni gratuite la Banca Transilvania. Aici este doar dividendul cash.
care ar putea fi plătit. La Petrom am văzut un grad de distribuție în jur de 40% din profit, destul de stabil în ultimii ani. La fondul proprietatea 50% a fost distribuit anul trecut și asta după câțiva ani în care fondul nu mai plătise dividende propriu-zise, ci făcuse acele reduceri de valoare nominală cu returnarea capitalului social, dar am presupus că anul acesta ar putea plăti din nou un dividend tradițional, ideea în care din nou încasează la rândul său sume importante de la companiile de stat sub formă de dividende. Să nu uităm că fondul proprietate este al doilea cel mai important acționar în Hidroelectrica, o altă companie care este vizată de aceste solicitări din partea statului. Pentru Bursa de Valori București, în ultimii ani a plătit undeva în jur de 90-95% din profit, deci a distribuit aproape integral. Pentru Purcari și Sphera, companii listate recent care până acum nu au plătit dividende, am estimat că anul acesta ar putea începe să plătească și am folosit ratele țintă de distribuție de dividende declarate în prospect. Practic, în scenariatul Purcari, în momentul în care compania s-a listat pe bursă și a anunțat intenția de a plăti 50% din profit sub formă de dividende, iar în cazul Sphera, 95%. Rămâne de văzut dacă se vor ține de aceste promisiuni, dar cam acestea ar fi cifrele care ar rezulta în acest caz. Pentru Digi, anul acesta am avut un dividend foarte mic, care a reprezentat doar 12% din profitul net. Am presupus că și anul acesta ar urma o politică de dividend similară, deși nu există indicații din partea companiei în acest sens, oricum randamentul ar fi unul destul de micuț. Iar singura companie din indicele BET care nu plătește dividende este MedLife. Au anunțat acest lucru în momentul listării, sunt încă în această fază de expansiune agresivă în care fac multe achiziții și au nevoie de investiții pentru a susține acest ritm de creștere. Deci, deocamdată, fără dividende. Ce aș vrea să mai menționez? Să vă atrag un pic atenția asupra câtorva companii din acest tabel, care sunt într-o situație mai la limită cu disponibilitățile de numerar. Nu am făcut estimări privind cât cash ar putea genera ele în trimestrul al patrulea. Deci aici discutăm doar pe cifrele publicate la 9 luni. Probabil că multe dintre ele vor genera numerar din operațiuni sau din finanțare în acest ultim trimestru, dar pe cifrele de la 9 luni este o situație un pic delicată în ceea ce privește plata acestor dividende destul de ridicate de către aceste companii. Practic, disponibilul net este mai mic decât am estimat dividendul total sau foarte aproape de el. Este cazul pentru Promgaz, care după ce an la rând a fost cel mai bun plătitor de dividende dintre companiile de stat, pare să se apropie de fundul sacului. De asemenea, pentru fondul proprietatea, unde programele de răscumpărări neînsoțite de vânzări mai importante de active au pus presiuni pe disponibilul de cash și unde este o discrepanță chiar destul de semnificativă între disponibil și dividendul estimat de noi. Și de asemenea, o situație similară în cazul Bursei de Valori București și Purcari. Din nou, e posibil că ele să genereze suficient cash în trimestrul al patrulea sau poate că vor distribui dividende mai mici decât am estimat noi pentru a se încadra în aceste limite de numerar. Vom vedea, dar în orice caz, cred că este important să subliniem această situație. Bun, deci cam astea sunt estimările noastre pentru dividende. Sigur, pe măsură ce apar rezultatele financiare anuale la jumătatea lunii februarie și vom avea informații clare asupra profitului pe 2018, vom putea face niște calcule mai exacte privind distribuțiile de dividende.
mod tradițional, calendarul dividendelor începe cu aceste rezultate anuale, care permit estimările precise. Apoi sunt convocate adunările generale ale acționarilor, care urmează să voteze dividendul. Convocatoarele apar cam prin martie-aprilie, iar adunările generale de obicei au loc în aprilie, până a doua jumătate a lunii, în cele mai multe cazuri. Se votează dividendul, se stabilește data de înregistrare. Pentru cele mai multe companii de stat, de exemplu, în ultimii ani, datele de înregistrare au fost în mai-iunie, iar data plății efective a fost cam prin iunie-iulie. Cam acesta este calendarul standard, tradițional, an de an la VBB. Investitorii care vor să cumpere acțiuni pentru dividende o pot face până la data de înregistrare. Deci la data de înregistrare stabilită prin AGA, ei trebuie să aibă acțiunile decontate în portofoliu. Spunând asta, țin cont și de faptul că pe piața de capital de la noi, decontarea tranzacțiilor durează 2 zile lucrătoare. Deci se mai calculează niște date importante, cum dividend, ex-dividend, în legătură cu aceste dividende și, sigur, în data ex-dividend, vedem și pe bursă o corecție a acțiunii respective, aproximativ cu valoarea dividendului. Că tot vorbeam despre bursă, am inclus la final și un grafic al indicelui BET, un grafic recent pe care se vede foarte bine, din păcate, corecția puternică de la finalul anului trecut. Am mai discutat despre acest subiect, i-a survenit și într-un context de scădere pe bursele externe, de care noi ne decuplaserăm până atunci, dar a fost declanșată, precipitată de ordonanța de urgență pe teme de fiscalitate. Indicele BET a pierdut undeva pe la 15% în doar 3 ședințe. De atunci încercăm o revenire. Se întâmplă foarte des pe bursă ca după astfel de prăbușire ale cotațiilor să vedem reveniri măcar tehnice, măcar pe termen scurt. Asta se încearcă și acum, de altfel față de începutul anului, indicele BET are un avans undeva de 1,3%, dar rămâne destul de volatil. După cum puteți vedea pe acest grafic, lumânările sunt lungi. Practic zile cu creșteri puternice, zile cu scăderi puternice. A fost și o perioadă de lichiditate mai scăzută în primele ședințe de tranzacționare de la BVB, deci piața probabil că încearcă să-și găsească o direcție. În mod tradițional, perioada în care ne aflăm este una bună pentru bursă, pentru că investitorii se poziționează pentru dividende, își fac calcule de genul celor pe care le-am prezentat mai devreme. Nu este însă o regulă fixă. De exemplu, anul trecut am avut scădere în ianuarie și februarie, în perioada sfârșit de ianuarie, început de februarie, pentru că ne-am corelat cu niște corecții pe piața americană. Rămâne de văzut cum vor sta lucrurile anul acesta și dacă se vor concretiza aceste estimări de dividende foarte apetisante pentru companiile de stat, care pot să dea din nou naștere unui interes pentru bursă. În același timp însă aș sugera să fiți mai conectați la ceea ce se întâmplă în perioada aceasta decât în alți ani, dacă se poate, în limita timpului disponibil al fiecăruia, pentru că iată, suntem și într-o perioadă cu multe schimbări de reglementare, apar multe știri care afectează bursa, atât companiile cât și marii participanți la piață, cum ar fi fondurile de pensii private, și mai pot apărea mișcări mari, mai poate continua perioada de volatilitate. Noi vă vom ține la curent pe măsură ce apar știri noi, pe măsură ce se publică rezultatele financiare pe la jumătatea lunii viitoare și vom continua în tot acest timp podcasturile noastre despre piață. Ca de obicei, dacă aveți întrebări, sugestii, comentarii, sugestii de alte podcasturi, vă rog să ne le trimiteți la adresa brokers@tradeville.eu sau să le lăsați în comentariile la acest clip. Vă mulțumesc pentru atenție și
păstrăm legătura.